România va fi lovită de un ciclon polar care va aduce lapoviță și chiar ninsori în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor scădea simțitor începând din acest weekend. Mai multe zone ale țării vor fi vizate de lapoviță și chiar ninsori, dar și de temperaturi foarte scăzute. Precipitațiile vor cuprinde treptat, în special jumătatea sud-vestică a teritoriului, apoi și restul țării. Vorbim de cantități mai însemnate, respectiv 20-25 de litri pe metru pătrat. La altitudini mai mari de 1400 de metri vor predomina ninsorile, se va depune un strat de zăpadă. Vor fi și intensificări ale vântului cu rafale de 80-90 de km la oră. Vântul va viscoli ninsoarea și va spulbera zăpada, în special în zona înaltă a Carpaților meridionali, iar în restul țării viteze de 45-55 de km la oră. Sfârșitul de săptămână, mai ales ziua de sâmbătă și duminică, va fi caracterizat în mod special și de valori de temperaturi mai scăzute. Vorbim despre maxime de doar 3 până la 10 grade Celsius, minime negative, preponderent negative, mai ales duminică dimineața.